să existe mai multe momente speciale pentru anumite persoane. Din păcate, s-a întâmplat să nu pot oferi chiar tot ceea ce mi-am propus și acest lucru nu a depins exclusiv de mine. În primul rând vreau să mulțumesc familiei Mujic, pentru că a făcut un gest la un moment dat care pe mine m-a surprins. Noi am vrut în această seară să aniversăm 15 ani de căsnicie a unora dintre nu fanii, ci prietenii lui Florin. Din păcate n-au reușit să vină, dânsii veneau de la Giurgiu, n-au reușit să vină, astfel încât nașii, familia Tudor și familia Mujic au rămas fără fin. Dar să dea Dumnezeu ca anul viitor să ne mai țină puterile să repetăm această secvență și să poată și ei veni, pentru că se pot aniversa și la 16 ani, ca și la 15. Iar acum dați-mi voie să introduc totuși câteva momente speciale. Și anume am să o chem... Am să chem o doamnă specială pentru noi, cei prezenți aici, pe care dumneavoastră doar acum ne cunoașteți. Este vorba de doamna Mirica. Am să o chem în Mirica. Așa. Vreau să vă spun că la aniversarea lui Florin mai avem o aniversare, și anume a dumneavoastră, la mulți ani. Cu sănătate, fericire. Și am să chem și pe fiica dumneavoastră, pentru că ea este cea care a făcut posibil ca dumneavoastră să fiți aici. Bună seara și bine v-am găsit. Nu o să vă rețin, nu sunt un colorator. Mamă, îți mulțumesc că mi-ai dat viață, că m-ai crescut. Și că m-a ajuns să iubesc pe fiul meu, Dominic, pe care îl iubesc. Te iubesc și pe tine și pe el. Ei sunt singura mea familie. Vă mulțumesc! La mulți ani! Trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. Dumnezeu sănătate, să aveți grijă de cei doi copilași ai dumneavoastră, cu totul